scurtă pauză, la microfonul televiziunii române se află câștigătorul concursului individual concurs de ieri, Marian Dragulescu. A fost greu, Marian? Da, a fost greu. Deci îmi pare bine că am reușit să fac toate aparatele fără strate. Poate din cauza asta am și câștigat. Deci au fost doar la rând când am ratat. Doar la rând, deci am ratat bara. Și din cauza aceea n-am câștigat data trecută. Data asta am tras toate aparatele, le-am făcut fără ratare și am câștigat. Note foarte mari la sol și sărituri, ținând cont de faptul că s-a schimbat codul de punctaj. Te-a ajutat cumva faptul că în urmă cu câteva luni ai participat atât la Cupa Americii cât și la triungularul din Honolulu? Nou cod de punctaj nici nu mă avantajează, nici nu mă dezavantajează la sol și sărituri. Solul și săriturile sunt aparatele mele preferate și la ele tot timpul muncesc mai mult și acolo deci pot cu ușurință face și pe nou cod. În acest an, în Belgia, în 1 octombrie, vor fi campionatele mondiale. Ce ți-ai propus, ținând cont că anul trecut la europene ai câștigat medalia de bronz la individual compus și titlul european la sol? Nu știu, sper să repete și istoria de la europene de anul trecut, aș fi bucuros, deci. Să iau o medalie la sol, la sărbătoare și la sărbători și cu echipa aș dori să venim în față. Chiar se poate, încă nou cod de punctaj nu dezavantajează pe mult, știi, mai ales la... avem 6 aparate. Pe tine te dezavantajează noul cod de punctaj? Deci la sol și sărbători, cum am spus, nu, dar la celelalte mă dezavantajează și pe un pic, încerc să mă acomodez și să, eu știu, să mă acomodez. Sper că până la mondiale să-mi refac toate exercițiile de 10. Să sperăm că așa va fi. În câteva momente reîncepe concursul cu rotația.